Nimic nu s-a realizat. Dar ați auzit voi în campania din 2016 ceva despre atacuri asupra justiției? Despre strâmbarea legilor în România? Nu. Dar culmea, asta au avut în cap din capul locului PSD-iștii și asta au făcut de 2 ani jumate. În loc să se ocupe de problemele țării și să le rezolve, se ocupă de dosarele lui Dragnea să le rezolve și ale altora ca el. Și vă spun că așa nu se poate. Așa nu se poate. Acum, la europarlamentare și la referendum, dragii mei, este momentul ca PSD-ul să primească un răspuns foarte clar din partea românilor. Oamenii trebuie să meargă la vot, fiindcă este important cine ne reprezintă în Parlamentul European. Fiindcă este important să dăm răspunsul potrivit la referendum. Cum să mergem mai departe când toată lumea vede ce nu mai poate fi ascuns? Hoții s-au cocoțat în vârful statului. Românii trebuie să dea un răspuns. Trebuie să meargă la referendum, trebuie să meargă la europarlamentare. Noi suntem un popor, o națiune care vrea prosperitate, vrea justiție dreaptă, vrea un guvern performant, vrea un parlament performant. Noi nu suntem un neam de hoți și trebuie să dăm un răspuns acestei guvernări. Ce se va întâmpla dacă la referendum, și probabil că se va întâmpla asta, românii vor veni în număr mare și vor vota da. Ce se va întâmpla după aceea? Pentru că există un oarecare scepticism, chiar și al celor care vor veni la vot, în legătură cu ce se va petrece după, avem experiența acelui referendum prin care s-a cerut reducerea numărului de parlamentari, ceea ce nu s-a întâmplat nici astăzi. Da, numai că acum suntem în cu totul și cu totul altă situație. Aceste alegeri europarlamentare și referendum nu sunt un eveniment izolat. Trebuie să vedem aceste alegeri într-un context mult mai larg. Avem europarlamentare și referendum acum în mai, pe 26 mai. Avem în noiembrie alegeri prezidențiale. Avem în primăvara anului următor alegeri locale. Avem anul viitor alegeri parlamentare. Deci iată o întreagă ecuație care trebuie să ducă la o schimbare. Trebuie să ne eliberăm de această guvernare eșuată. Și ce se întâmplă este ce se întâmplă atunci când oamenii merg la vot. Se dă un semnal foarte, foarte puternic. Lucrurile nu se schimbă într-o democrație prin sancțiuni, prin un politician sau altul care ține un discurs. Nu, dragii mei. Într-o democrație, lucrurile în politică se schimbă prin vot.